pentru că mi-a adus o aminte de Ange Mihăilescu pe Tudor. Iată pasajul. Blândul domn Pătrașcu, supranumit cel bun, care în viața lui m-a făcut să curgă o picătură de sânge omenesc, a știut în schimb să facă pe nevastă sa să verse amare lacrimi din pricina nenumăratelor sale abateri de la datoria conjugală. Pe Tudora, frumoasa creșmăriță, o descoperi abia târziu, nu se știe prin ce întâmplare, însă cum se apropie de ea, o luă, pare-se, cu sine la curte, sub ochii amărâtei doamne Voica. Să știți că dacă ieri, cred, la lansarea volumului Eminescu, Ioana Curculescu spunea că îl invidiază pe Cătălin Cioabă, că a stat în mijlocul universului Eminescu atâta vreme pentru a pregăti acel splendid volum, eu aș spune că pe Cristina Cioabă o invidiez, pentru că la rândul ei, ca îngrijitoare acestei ediții, a petrecut îndejuns de multă vreme printre toate aceste povești, istorii, întâmplări, care până la urmă sunt și ale noastre, căci în urma lor venim și noi până astăzi. Mai departe, dintre voi, Cătălin, Cristina,